Este sezonul mureturilor și perioada în care gospodinele aleg gogonele, vinete, pepeni verzi, varză și gogoșari pentru conserve. Tarabele comercianților sunt încă pline de legume, iar cei care nu au apucat să facă până acum cumpărături pentru iarnă mai au încă din ce alege. La piața centrală oferta este variată, iar prețurile sunt ușor reduse față de acum o lună. Tot cumpără. Vânăta merge la împlut. Roșii le marinează, le conservează, le murează. Pe așa, 20-30 de kilograme eu, care e familia mare. Încă luna asta și gata. Prețurile, ia uitați-vă, 10 lei, sunt foarte mici. Am făcut castraveți, varză și patlagele. E undeva am cheltuit vreo 7-8 mii, că la mine familia e mare. Nu sunt mai eu, cu copii și nepoții. Noi facem toți împreună. Că varza că e 12-16 lei unii, asta e doamne ferește. Pentru familie, că se iei 100 de chili, trebuie 1600, de unde se iei banii ăștia? Am pus patlăjere la murat, am pus 4 bănci, de 3 litri, da. Unul dintre cumpărători ne-a dezvăluit o rețetă specială de varză murată, pe care o folosește de mulți ani. Punem așa țălină, mărar, frunze de malină, frunze de jișin, frunze de stejar, punem un rând așa, punem varza, iar încă un rând așa de deasă și iar varza. Cât luăm? 20 kg sau 30 kg de varză. Și îi facem piritoc o dată în săptămână, până ajunge primăvara, moare asta e ca lacrimă. Unii locuitori ai capitalei preferă să cumpere murături în loc să le prepare acasă. Ei consideră că produsele din comerț sunt la fel de gustoase și nu doresc să petreacă ore în șir în bucătărie. Я никогда этого не делала. А почему? Ну, не занимаемся мы этим. Я не фак муратур. Я трес сингуры, бетрины. De 15 ani, Ana Petru Buzu se trezește la ora 5 dimineața pentru a parcurge peste 20 de kilometri și a aduce pe taraba ei din piața centrală mai multe feluri de mureturi. Femeia spune că are mulți clienți fideli care îi apreciază produsele. Avem castraveți, roșii, varză murată, frunză de vie murată, mai facem chipeli, vânătă murată, borș, ajic, tot cele. Miei murate. Avem două obiecuri acasă. Și ne ocupă și ne place. Endocrinologul și nutriționistul Luminița Suveică susține că murăturile sunt bogate în probiotice și vitamine, însă trebuie consumate în cantități moderate. Conține multă sare și atunci când este o persoană care are hipertensiune arterială, atunci noi limităm consumul de sare. Este mai sănătos să mănânci o murătură sănătoasă, murată, așa cum făceau bunicii noștri, decât cele conservate pe bază de conservanță. Specialistul spune că varza murată este campion la capitolul vitamina C, urmată de castraveți și roșii murate.